1961, la Gherla au murit 32 de deținuți politici. Au fost îngropați în comuna Fizeș. Printre ei, majorul magistrat Constantin Cernat, un viteaz din primul război mondial decorat cu cele mai înalte distincții ale României, Poloniei, Franței și Cehoslovaciei. A fost bătut, maltratat și ucis la 77 de ani în Zarca Gherlei. Am țipat la ei, domnule Cernat, lăsați-l în pace că-i bătrân și moare. Nu l-au iertat, după aceste lovituri l-au dus la infirmerie și după câteva ceasuri a murit. Cazul Constantin Cernat, în noua serie dedicată militarilor martiri al armatei române. Pe vremuri s-au fălit cu ei ca o întregit țară. Eu nu mă pot făli astăzi cu nimic. Memorialul durerii, o istorie care nu se învață la școală. Un film de Lucia Hosu Longin, sâmbătă, de la ora 16, la TVR2.